Sunt preot la această parohie din 2009. Cum este viața duhovnicească aici în satul acesta? Viața duhovnicească în acest sat, Obârșia, al comunei Dănciulești, este ca și în toate localitățile de sat, un sătuc mai îndepărtat de orașe și unde tineretul cam își caută să se apropie de orașe. Ce ați reușit să faceți pentru această biserică? Pentru această Sfântă Biserică din anul 2009, de când am venit eu aici ca preot paroh, am reușit să efectuăm lucrările de subzidire la Sfânta Biserică și izolare, scoțând două rânduri de cărămidă și punând două rânduri de izolație sub toți pereții bisericii, adică nu mai are contact cu solul deloc, zidurile biserice. Pentru că pânza freatică este foarte la suprafață și nu puteam să facem nicio tencuială ca să reziste, să dăinuie peste veacuri, fără aceste. Cum sunt credincioși aici? Care este programul slujbelor? Credincioșii sunt ca și peste tot în viața setească. Programul slujbelor, cum sunt și în celelalte parohii, frecvența la Sfânta Biserică, după cum se știe peste tot, este mai mult din partea bătrânilor, care atunci se gândesc să vină mai des la Sfânta Biserică. Cum sunteți implicat cu tinerii? Păi cu tinerii, în primul rând, cea mai apropiată structură de învățământ este grădinița acestui sat, în care cresc toți acești tineri ai satului, care mai departe pleacă la școala gimnazială, la Rădinești, la Val. Faceți o educație religioasă? Avem o legătură cu doamna educatoare și un parteneriat și dumnea ei la sfintele sărbători care cad în cursul săptămânii, cum sunt copiii la grădiniță, mai vizitează Sfânta Biserică și primesc sfaturile noastre, câte o iconiță. Ce vă doriți pentru viitor, pentru biserica aceasta și pentru viața comunității? Ce îmi doresc pentru această Sfântă Biserică este să reușesc și tencuiala interioară, precum cea exterioară, am văzut-o finalizată, și să finalizăm pictura și tencuiala. Sala de mese, prăznicarul de mese, să-l reușim să îl tencuim. Și cam atâta ne-ar mai fi de folos pentru... Și care ar fi mesajul de suflet pentru credincioși? Mesajul meu de suflet pentru credincioși este că voi fi mereu aproape de ei, că numai iubindu-i, așa ne putem înțelege întotdeauna cu bună cuviință, prin înțelegere și prin respect reciproc.